Mama unui bebeluș în vârstă de 5 luni a publicat pe pagina sa de Facebook imagini cu rănile pe care copilul le-a suferit după ce a fost la spital, la spitalul din Vulcan, Valea Jiului, Hunedoara. După ce au chinuit-o de 2 ori, câte o oră să îi se pună o branulă, o săptămână cât am stat în spital, nu i-au mai schimbat bandajele. Scrie mama bebelușului, iată imaginile cu rănile copilului pe Facebook. Iar în direct cu noi este Oana, mama acestui copil. Bună ziua! Bună ziua! Ce s-a întâmplat acolo la spitalul din Vulcan? Am ajuns cu bebelușul la spitalul municipal din Vulcan joi dimineața, pe data de 13 februarie. Copilul întușea acasă de ceva timp și pentru că nu i-au trecut usa, am zis că totuși la 5 luni este cazul să apelez la un doctor specialist. A fost internată în spital, cu roșu în gât a fost pus primul diagnostic, iar pentru mai multe investigații și să fie sub tratament și observație medicală. Joi dimineața a încercat doamna asistentă să-i pună branula, o s-a chinuit aproape o oră. Eu înțeleg, nu acuz, bebelușii nu au vene, într-adevăr, se vede foarte greu. Bebelușul meu este și puțin mai grăsut și este și albicioasă. Până la urmă a reușit și au pus o branulă în picioruș, dar din păcate până seara piciorușul s-a umflat butuc. A trebuit scoasă branula din nou. Am trecut din nou prin același chinuri cu bebelușul, din nou s-a chinuit asistenta să-i pună branula fără niciun succes. Deci în noaptea de joi spre vineri, fetița asta fără branulă. Vineri dimineața la fel. Am trecut prin același chinuri, după o oră doamna asistentă a reușit să-i pună o branulă în mânuță. Granulă care, așa cum a fost pusă, așa a fost lăsată o săptămână de zile. A fost pusă cu leucoplast, iar peste leucoplast a fost pus bandaj. Practic nu putea să vedeți ce este în interior, adică nu vă puteați da seama. Nu puteam da seama, pentru că la exterior bandajul și arăta ok. Eu mereu am verificat să văd dacă nu cumva are pete de sânge, dacă este murdar. Peste bandaj m-au rugat să-i pun o sosetică, ca să nu cumva afecta să bage mânuța în gură și să scoată branula. Șoseta i-am schimbat-o mereu, să fie curată, să nu cumva să ia microb sau ceva. Dar nu puteam să văd ce este înăuntru. Asta n-am putut să văd. Ce a urmat apoi? Cum v-ați dat seama? Momentul în care ea a fost scoasă branula și a fost înlăturat bandajul. Exact. Ieri dimineața a venit doamna doctor și ne-a spus că ne va externa pentru că bebelușul meu se simte mult mai bine și, într-adevăr, simt și o ameliorare la bebeluș, deci nu mai tușește și nu mai are nasul înfundat. Iar mai apoi a venit, mi-e și rușine să vă spun, femeia de servici, iar femeia de servici a scos branula fetiței din mânuță, nici măcar asistenta. Iar când a fost scoasă branula din mânuță, am observat rănile pe care fetița mea le avea, răni foarte grave, după cum ați putut vedea și din imagini, pentru că nu m-a agit degeaba, sunt totuși răni grave la un bebeluș de 5 ani, de 5 luni, mă scuzați, am emoții. Și m-am dus să vorbesc cu doamna asistentă care era în momentul respectiv pe tură. Nu a vrut să vină să vadă pe fetiță. A spus că este normal și că se întâmplă la toți bebelușii și anume că este alergică la leucoplast. Dar că o să-i treacă. Când a venit soțul la spital și m-a văzut fetița, bineînțeles că m-a certat, a spus să chem neapărat asistenta și doctorița să se uite la fetiță, pentru că nu este normal ce se întâmplă. A început să facă un pic de scandal și atunci au venit și doctorița și asistenta și s-au uitat la fetița mea. Același răspuns, că e alergică la leucoplast și că pe viitor să fiu mai atentă ce fel de leucoplast folosesc, ar fi trebuit să știu eu ca mamă că e alergică la leucoplast. Nu aveam de unde să știu. Deci tot dumneavoastră erați de vină. Da, dumneavoastră nu am mai fost niciodată cu fetița în spital, nu am mai folosit leucoplast pentru fetiță, nu am de unde să știu toate alergiile pe care fetița mea de 5 luni are. V-au dat vreun tratament acolo în spital sau v-au lăsat să plecați? V-au externat? Nu, ne-au externat acasă și am rugat foarte mult să-mi spună cu ce anume să o tratez la mânuță pe fetiță. Și mi-au spus să cumpăr cremă de gălbenele de la farmacie, că este cea mai bună în această situație. Crema de gălbenele e sfântă și în arsurile grave, să știți. Se întâmplă în spitalele din România. Da, știu. Este într-adevăr și eu văd acum, fetița e mult mai bine decât am început să o dau cu cremă. Da, eu glumeam acum, pentru că în cazul marilor arși, să știți că sunt medici care le spun, dați-vă cu cremă de gălbenele că o să vă treacă. Este leacubă, vezi. Și-au asumat vreo vină cei din spital? Și-au asumat vreo vină? Am depus plângere la directorul spitalului, la managerul spitalului, am atașat și pozele cu fetița, iar până în momentul de față nu am primit niciun răspuns. Din contră, după ce am postat pe site-ul de socializare pozele cu fetița,
observ că majoritatea doctorilor, bineînțeles, se susțin între ei și susțin că este în continuare vina mea, pentru că trebuia să știu că fetița mea este alergică la leucoplast și trebuia să verific eu, ca mamă, branula fetiței. Ce spera să obțineți? Doamnă, sincer, să fiu, sunt atât de dezamăgită și aș vrea dreptate nu pentru mine, ci pentru ea, pentru că ea știe, săraca de ea, cât a suferit. Din păcate, nu poate să-mi spună că are doar 5 luni. Cum se simte copilul acum? Copilul este bine din punct de vedere, bineînțeles, mânuța încă se regenerează. Acum observ că începe să-i cadă pielea moartă și începe să se regenereze mânuța, dar cu siguranță, suferința ei a fost acolo.